Triatlonul Timișoarei s-a bucurat de un real succes. Pe lângă probele de alergat și cele de bicicletă, o probă a constat în înotul în Bega. Azi s-a înotat în Bega, oficial, nu clandestin. A fost una dintre cele trei probe ale triatlonului Timișoarei, alături de bicicletă și alergat. E singurul triatlon din România care are loc complet în interiorul orașului. E un mare avantaj al Timișoarei pe care încercăm să-l punem în valoare. Anul acesta, triatlonul Timișoarei a depășit recordurile de participare din anii trecuți. Practic, numărul celor veniți să concureze s-a dublat și a ajuns la peste 600 de concurenți din țară și din străinătate. E unul dintre cele 21 de proiecte sportive pe care le susținem financiar anul acesta prin Centrul de Proiecte Timișoara. Felicitări competitorilor și organizatorilor, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.